A încărcat cărbune la Rostov-pe-Don, a trecut prin țântoara Kerch și se îndrepta către Constanța. Nava a suferit avarii, a fost abandonată, echipajul a prins semnal de distres pe mare. Joi dimineața ar fi trebuit să ajungă în portul Constanța. La 146 de kilometri în larg, nava a naufragiat. Totul s-a întâmplat în apele internaționale. Construită cu aproape 5 decenii în urmă, ambarcațiunea nu a avut nicio șansă în fața valurilor înalte de 4 metri și a vântului puternic. Vechimea și-a spus cuvântul. Acestea par să fie deocamdată principalele motive pentru care cargoul construit special pentru transporturi pe rute dificile s-a scufundat. Este o navă de construcție specială pentru că trebuie să intre pe acest canal la Rostov-pe-Don. Nu orice fel de navă intră acolo, trebuie să aibă un pescaj mic și anumite dimensiuni. Acest tip de navă este mai lung și mai îngust. Cei 13 membri ai echipajului, toți ucrainieni, au încercat să se salveze fiecare cum a putut. Unii cu barca, alții au sărit direct în valurile mării. Mesajul de urgență transmis de nava Volgobalt 179 la 440 a fost recepționat de o navă românească, aflată în largul Mării Negre. Nava noastră, GSP Falcon, s-a îndreptat imediat către locul de unde s-a primit semnalul. Am început manevrele de căutare în mare. Just one? No. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile din larg, care au îngreunat manevrele, 10 marinari au fost salvați și au primit îngrijiri în cabinetul medical de la bordul navei românești. Din păcate însă, 2 membri ai echipajului au murit, iar o altă persoană a dispărut în apele mării. Cele 10 persoane care se află la bordul GSP Falcon, 9 sunt bărbați și se află într-o stare de sănătate bună. Primesc la bordul navei ceaiuri, pături și așa mai departe. Cea de-a 10-a persoană este femeie și se află într-o stare mai puțin bună, în înrăutățire, din păcate. Acesta a fost și motivul pentru care un elicopter pregătit pentru misiuni de evacuare medicală a fost solicitat pentru a o duce pe femeie de la nava de salvare pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. De acolo, un elicopter SMURD a transportat-o pe ucrainiancă la Spitalul Județean de Urgență din Constanța. Pacienta are stare generală bună, nu este hipotermică, este cooperantă. Ceilalți membri ai echipajului cargoului vor primi îngrijiri medicale suplimentare și alimente în portul Constanța. Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că atât încărcătura cargoului, cât și combustibilul pot fi periculoase pentru apele mării și ar trebui să se ia măsuri. Nava este plină cu cărbune, da? Cu cărbune energetic, probabil că are și în tancuri combustibil și lucrurile astea pot, eu știu, produce anumite poluări, în, mai ales că este și pe zona, pe coasta Mării Negre, vă închipuiți, chiar se apropie vara, ar trebui să se intervină pe fund ceva, dacă există posibilitatea să se asigurească cel puțin tancurile de combustibil ca să nu producă poluare. În 2019, nava sora cargoului Volgobalt 179, Volgobalt 214, s-a scufundat tot în Marea Neagră, în largul coastei de nord a Turciei. Atunci 6 marinari au murit. Cei 2 marinari care și-au pierdut joi viața sunt chiar comandantul, Alexander Borisenko, de 53 de ani, și ofițerul electromecanic Grigori Lisachenko, de 54 de ani.